at any given situation. Subiectul pe care l-am ales este cum să abordăm o atitudine sănătoasă asupra vieții în fiecare zi. So I don't want to waste your time and my time now because already we are late to start. So let us go to the topic straight. Și pentru că nu vreau să pierd nici timpul meu, nici timpul vostru, pentru că deja am început târziu și o să intru direct în subiect. Come on. So always from our childhood we have been taught. Încă din copilărie am fost învățați. Developing a right attitude. Să dezvoltăm această atitudine potrivită. So wherever there is a right attitude, also there is a wrong attitude. Acolo unde este atitudinea potrivită, există și o atitudine nepotrivită. Because right and wrong are just two sides of the both coin. Pentru că această atitudine potrivită și nepotrivită sunt două părți ale aceleiași monede. But interestingly, all the time we have been taught. Dar foarte interesant, de fiecare dată noi am fost învățați. To develop right attitude without knowing what is right. Am fost învățați această atitudine potrivită fără să ni se spună că este potrivită. That's why there is a confusion in our life. De aceea există această confuzie în viața noastră. Especially if you go to whether it is India or England. Especially those who speak little English here, when there was especially no GPS system and you ask for the way to go. De exemplu, dacă ești în Anglia sau în India sau oriunde, întrebi GPS-ul și vorbești un pic engleză și întrebi GPS-ul unde să te ducă. How they say? Okay, go right, left, right, left, right, right. Whether it's right direction or right, you don't understand. Când îți spun la dreapta sau la stânga, nu știu dacă este direcția potrivită sau nu. Finally, I'm saying, yes, 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 yes. Means how to close that person carefully. Este, cum, este ca atunci când nu știi cum să, sensul că să încui, nu, acea persoană cu mare grijă. So what I'm trying to highlight here is that we have been taught or we have been brainwashed to think that this sort of attitudes are called right attitude. Am fost învățați sau am învățat că acesta este un set de atitudini potrivite. Then what happens? Just observe your life. From childhood, whatever was told, like okay, these are the things called right attitude you developed. Later on, you discovered what? Sorry. They are not right attitude. Sometimes wrong. Poate că ați fost învățați aceste atitudini potrivite în copilărie sau ați crezut că sunt potrivite și după aceea când ați crescut v-ați dat seama că de fapt ele sunt nepotrivite. The day you discover that these are not right attitude, I wasted a lot of my time, energy and of course in the process I have been beaten up left and right. Then what happens to you, the attitude aspect? Deci atunci când ne-am dat seama că de fapt atitudinea noastră n-a fost potrivită, ci a fost nepotrivită și am fost, ca să zic așa, loviți în viață de mai multe feluri. If you don't mind, close the door. Excuse me. Yeah, somebody can go and close the door.